Salut! Haos și trolling în jurul noului iPhone 10 cu defecte. O nouă etapă pentru utilizatorii Xiaomi. Ce așteptăm de la avioanele viitorului? Bucurii pentru gamer și un gadget al săptămânii super tare. Let's go! Startul vânzărilor noului iPhone 10 a înnebunit lumea. Dacă pe timpul Uniunii Sovietice oamenii stăteau în rând după pâine și lapte, în 2017, după ultimul iPhone. Cei care au avut fantezie au stabilit scopuri mărețe. Existau indivizi care vindeau iPhone-ul celor care încă mai au de stat în rând de câteva ori mai scump. Sau vindeau locurile ocupate în rând mai scump decât device-ul în sine. Adică vinde primul rinic pentru noul iPhone și al doilea pentru locul din rând. Dar asta e cântec de leagăn în comparație cu cele întâmplate în San Francisco. 300 de iPhone-uri noi au fost furate dintr-un camion UPS ce se îndrepta spre Apple Store pentru a distribui marfa. 3 indivizi au blocat camionul într-o parcare și l-au golit, suma prejudiciului fiind de $370,000. Infracțiune level Fast and Furious, nu șagă. Și ar fi fost furtul anului, dacă toate aveau vreun sens. Asta pentru că fiecare iPhone are un număr de serie care permite blocarea instantanee a device-ului de către Apple cu un click. Și în plus, nici telefoanele măcar nu sunt perfecte. Apple a declarat oficial că display-urile OLED de la iPhone 10 sunt predispuse pentru efectul burn-in, dar și oamenii au început să-l întoarcă pentru că nu le-au adeverit așteptările. Îmi imaginez reacția hoților când au înțeles că după atâtea aventuri se vor alege numai cu privațiune de libertate. Între timp, departamentul Apple Trolling din cadrul companiei Samsung a lucrat în sudoarea frunții. Acesta a emis un spot ironic în care face haz anume pe seama fanilor devotați ai mărului. În spot, Samsung a dat de înțeles că Apple nu-și merită credincioșii, cel puțin din motiv că pe parcursul a 10 ani, aceștia au tolerat neajunsurile iPhone-urilor. Insuficiența de memorie și lipsa slotului microSD, lipsa protecției de apă și praf, lipsa jack-ului de 3,5 mm soldat cu imposibilitatea de a asculta muzică atunci când îl încarci și toate de dragul mărișorului mușcat de pe spatele dispozitivului. Evident, tot scenariul a fost completat de faptul că seria Galaxy a oferit utilizatorilor mai mult confort. Într-un final, după 10 ani grei, eroul renunță și cumpără un Galaxy Note 8. Pe bune? Un deceniu v-a luat să-l convingeți? Mesajul e limpede. Omule, upgrade to Galaxy și nu îngheța în rânduri după iPhone 10. Animații noi! Split screen, accesare rapidă. Sistemul de operare MIUI 9 e gata să ofere noi posibilități posesorilor Xiaomi. Printre inovații se numără o nouă interfață cu funcția split screen pentru multitasking, o aplicație care susține o multitudine de formate video și subtitrări, un program adițional Mi Drop pentru transferul fișierelor între dispozitive, fără conexiune la internet, editarea inteligentă a fotografiilor cu posibilitatea de a pune și stickere, un ecran de pornire mai bun și un nou sistem de notificare. Eu așa de tare m-am bucurat de parcă eu am Xiaomi. Xiaomi susține că a optimizat 10 de factori încercând să obțină cel mai bun și rapid sistem de operare. Lăudabil este că și-au testat creatura deschizând diverse aplicații concomitent la un Xiaomi Redmi Note 4 cu noul MIUI 9 și la un Samsung Galaxy J7. Cifrele vorbesc de la sine, însă, din păcate, la baza noului sistem stă Android 7.1 Nougat și nu Android Oreo. Xiaomi promite că până la mijlocul lunii decembrie, toate dispozitivele, chiar și cele lansate în 2012, vor fi actualizate. Gamerii, ca de obicei, au parte numai de vești bune. Așa nu-i cinstit. Atotputernicul Blizzard, întoarce-te, rugăm, Warcraft-ul de altă dată. Împrospătează-l cu Battle for Azeroth. Iar noi îți promitem să jucăm ziua, noaptea și în vecii vecilor. Toate rugile fanilor au fost auzite. Acum avem un server chiar de la Blizzard, cu versiunea clasică a jocului, fără tot felul de add-on-uri. În schimb apare un add-on așteptat, Battle for Azeroth, care va marca începutul unui nou capitol în lupta dintre Alianță și Hoardă. Legiunea de foc va fi distrusă,
și vor urma un șir de catastrofe care tensionează și mai mult relația dintre cele două forțe. Acum va trebui să creați fracțiuni și mai mari, și mai puternice, luptând spectaculos pentru viitorul universului Warcraft. Apropo, noul addon se poate lăuda și cu o mențiune în cartea recordurilor Guinness. Blizzard a prezentat o dioramă gigantică de 120 de metri pătrați în care a reconstruit scena luptei epice dintre Alianță și Hoardă, din Battle for Azeroth. Au fost utilizate 10.000 de figurine unicale, elaborate cu ajutorul unui printer 3D. Surpriză pentru fanii veniți la expoziție. Fiecare și-a putut localiza propriul erou pe câmpul de luptă. Încă un motiv de bucurie pentru gameri. Compania Razer, care ne oferă accesorii și software pentru gaming, au creat un telefon cu parametri de top. Ecranul UltraMotion de 5,72 inch cu rezoluție de 1440x2560 pixel, rata de actualizare a imaginii până la 120 de Hz și o imagine de o claritate superioară. La ce ați mai putut visa? Ah da, la o productivitate pe măsură, dar cred că tandemul dintre Snapdragon 835 și 8 GB de RAM va asigura experiența dorită. Spațiul de stocare e de 64 GB în varianta inițială, dar poate fi extins până la 2 TB, astfel încât să descarci un joc fără să-l dezinstalezi pe altul. Nu e tare arătos, dar cred că veți trece ușor peste asta. Telefonul are margini groase pentru ca să încapă degetele și să nu apeși nimic întâmplător, dar și să nu acoperi difuzorul. În special pentru că de acolo vei auzi sunetul cu sistemul Dolby Atmos. 4000 de mAh ai bateriei asigură aproximativ 7 ore de gaming. Asta sună ca aproape 7 minuni ale lumii. Razer Phone de astăzi poate fi cumpărat și este disponibil în două variante, una standard și una extrem de specială, cu logotipul de culoare verde. Veniți în gamezonele magazinelor Enter pentru a descoperi o lume a jocurilor performantă și convingătoare. Îți dorești un cățeluș, dar nu ești gata să-i oferi grija și atenția de care are nevoie? Nu ți-l lua! Sony vine cu Aibo, un câine robot de generația a doua. Aibo este un cățel inteligent care doarme 3 ore atunci când își încarcă bateriile, apoi timp de tocmai 2 ore este gata să se joace. Își mișcă corpul în jurul a 22 de axe, astfel încât roboțelul poate merge, mișca urechile și codița, lătra și se așează asemenea unui câine adevărat. Stop, stop! Adică cineva nu vrea să ia de afară un câine adevărat pe gratis, dar vrea să ia un robot care poate imita un câine adevărat cu 1700 de dolari? Ochii acestuia sunt dotați cu panouri OLED care îi permit să manifeste diverse expresii faciale. Cică e atent la nevoile stăpânului, utilizează senzori de lumină și sunet pentru a studia și a se obișnui cu tot ce îl înconjoară. Prin cloud, învață din experiența altor câini roboți pentru că tinde să-și perfecționeze comportamentul. Există deja comunitatea câinilor roboți care comunică între ei? Îți poți imagina cum ar fi să zbori cu avionul, dar să te simți ca acasă? Cei de la Airbus s-au gândit să facă acest vis realitate. Cel puțin, eu mi-aș dori ca în viitorul apropiat să putem zbura la distanțe lungi și asta să nu mai fie un test drive al nervilor. Compania Airbus vrea să înceapă construcția avioanelor ce ar avea la bord dormitoare, săli de odihnă, terenuri pentru copii, restaurante, casino, săli de forță și saloane de frumusețe. Compania a realizat deja macheta unui Airbus A330 dotat cu toate comoditățile și în dimensiuni reale. Da, da, toate au încăput. Călătoriile într-o astfel de navă ar fi destinate celor care ar fi gata să ofere o sumă bunicică pentru a zbura, cum se spune la noi, omenește. S-a făcut frig afară. Toți au nevoie de cineva alături și de această dată, dacă ar fi să aleg un gadget, i-aș lua iPhone-ului meu un suflet pereche. Apple Watch Series 3. A durat multișor, dar în sfârșit acest gadget a devenit așa cum trebuia să fie la început. Productiv, rapid și care într-adevăr te motivează să-ți îmbunătățești ritmul și calitatea vieții. Tot ce era bun a rămas, e un accesoriu stilat pe care ar fi plăcut să-l porți chiar dacă nu ar putea face nimic.
Dar el poate și Series 3 poate mai mult decât Apple Watch-urile vreodată. Ceasul te ajută să fii mai productiv, optimizându-ți activitățile de rutină. Acum faci asta repede. Deschiderea unor aplicații se întâmplă într-o fracțiune de secundă. Deschiderea altora poate dura puțin, dar nu atât încât să deranjeze. Asta grație noului procesor S3, care este cu 70% mai puternic decât cel anterior. Chipsetului W2, care utilizează energia mai eficient și, desigur, sistemului de operare Watch OS 4. Apropo, ceasul acum îndeplinește mult mai multe sarcini, dar oricum va trebui să-l încărcați în fiecare seară și monitorizarea somnului rămâne inutilă. Siri mi-a spus să fac o pauză pentru respirație. Gadgetul are 3 cadrane noi: Siri, Kaleidoscop și Toy Story, aducând și opțiuni de actualizare pentru ecranul fotografie. Poți alege 10 fotografii din galerie și să decorezi cu ele cadranul. Și să nu uităm de Siri, acum aceasta nu doar execută comenzi, dar este capabilă să întrețină discuții. Siri, how is the weather like today? Nice weather coming up today, up to 13 degrees. But tomorrow? Up to 16 degrees. Thank you. Do I have any meetings for today? I didn't find any meetings for today. Thank you, Siri. You're amazing. You're most certainly welcome. WatchOS 4 are grijă de sănătatea și tonusul tău. Îți spune ce trebuie să faci ca să ajungi la scopul stabilit. De asemenea, are o interfață ce te ajută să-ți începi mai simplu antrenamentul. Doar apeși pe tipul de antrenament care urmează și purcezi la treabă. În continuare, ceasul îți monitorizează pulsul, dar nu numai pe durata antrenamentului, ci pe tot parcursul zilei, pentru a te anunța în caz că pulsul este anormal și atunci când nu faci sport. Apropo, Series 3 este protejat de apă și praf, conform standardului IP67. La final îți oferă o statistică mai complexă decât predecesorii lui, pentru că ai și traseul parcurs sau dorit, grație implementării hărților GLONASS. Mai mult, dacă datele despre înălțimea parcursă sunt importante pentru tine, vei fi bucuros să afli că ceasul este dotat cu un măsurător al înălțimii. Alpiniștii vor fi încântați. Și toate trec mai ușor cu muzică în căști și fără telefon. Generația a treia a ceasului are spațiu pentru stocarea playlisturilor preferate. Muzica ta la tine pe mână. Cert este că m-am simțit bine cu Apple Watch și nu vreau să-l întorc înapoi. Sportul a devenit o activitate și mai plăcută, am devenit mai productivă, bucurându-mă de portretul electronic pe care mi-l oferă acest gadget inteligent. Mi-a spus că stau prea mult pe loc și trebuie să fac o plimbare. De asta, that's all și ne revedem tot aici la Enter for News. Gata, gata, merg! I'm so happy, oh!